Apocalipsa, capitolul 3, de la versetele 14 până la 22, ultima biserică din cele șapte cărora Domnul le adresează câte o epistolă, este biserica din Laodiceea. Versetul 14. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie-i: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Biserica din Laodiceea este ultima din cele șapte biserici, așa cum am spus, cărora Domnul le trimite epistole. Și ele erau împărțite, cum vă amintiți, în două grupuri: istoria veche a bisericii, primele trei, Efes, Smirna și Pergam, și al doilea grup, cuprinzând istoria bisericii până la vremea revenirii Domnului. În acest al doilea grup era Tiatira, care reprezintă biserica idolatră, Sardes, care este biserica moartă, Filadelfia, biserica răpită. Cine este Laodiceea? Astăzi vom afla despre Laodiceea. Să mergem puțin să vedem ce înseamnă numele bisericii Laodiceea. Orașul antic Laodiceea se numea. A fost întemeiat în anul 260 înainte de Hristos de către regele Seleucid Antioh al II-lea, care i-a dat acest nume în cinstea soției sale, Laodice. Ce însemna acest nume? Numele provine de la un derivat grecesc format din două cuvinte. Laos, vă aduceți aminte de la Nicolaiți? Laos înseamnă popor, de aici cuvântul laici. Și Dikeo înseamnă conducere, rezultând faptul că acest nume are această semnificație: conducerea în mâinile oamenilor sau democrație. Iar biserica aceasta este o biserică pe care o conduc oamenii. Cine ar trebui să o conducă? Domnul Iisus. El este singurul cap al bisericii. A lui trebuie să fie slava în veci. Din păcate, biserica aceasta o conduc oamenii, și când oamenii conduc, biserica se distruge, ajunge căldicică, iar Domnul o varsă. El nu-și dă slava lui oamenilor și nu împarte cu oamenii, ci el are toată slava, el trebuie să conducă. A fost cucerit acest oraș de romani în 133, dar a căpătat repede statutul de oraș liber din cauza importanței comerciale, fiindcă era un oraș foarte bogat, extrem de bogat material, întreg orașul. A reușit să-și păstreze poziția de oraș neutru în toate luptele din Asia Mică și devine un fel de Elveție a vremii de atunci, pentru că demnitarii romani și cei de limbă grecească, care erau foarte bogați, își depozitau banii în Laodiceea. Laodiceea era banca lor și din cauza aceasta nu voiau să facă război cu Laodiceea, ci îi păstrau statutul de oraș neutru. Industria predominantă era cea a textilelor, foarte important, și erau renumiți pentru comerțul de lână neagră, care era deosebit de fină și scumpă. Textilele, hainele pe care le făceau ei, erau foarte, foarte apreciate și foarte scumpe. Iar Domnul Iisus aici spune bisericii: ai grijă că umbli gol și te sfătuiesc să cumperi de la mine haine să te îmbraci. De asemenea, mai era ceva în orașul acesta din punct de vedere al industriei, și anume se producea o alifie care era pentru uz medical, numită colirium, o alifie cu proprietăți terapeutice deosebite, mai ales în tratarea bolilor de ochi. O foloseau să-și ungă ochii și să vadă, iar Domnul Iisus le spune: nu voi aveți cu ce să vă ungeți ochii, veniți la mine să vă dau alifie pentru ochi și haine ca să-ți acoperi goliciunea și să nu ți se vadă, și alifie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi, pentru că ești orb, așa cum vom vedea imediat. Nu la întâmplare alege această biserică. Am spus, niciuna din cele șapte biserici nu sunt alese la întâmplare. Nici numele lor, nici statutul lor. Existau în Asia Mică peste 100 de biserici. Biserici foarte importante, cum sunt cele cărora le adresează epistole Domnul Iisus, cum este Colose, care era foarte aproape de Laodiceea. Nu pe aceasta o alege Domnul, ci pe Laodiceea. Și o să vedem, am văzut deja câteva lucruri de ce. Orașul a fost distrus de cutremur în anul 61 după Hristos, când Pavel încă își mai făcea călătoriile lui misionare.
dar a fost reconstruit de locuitorii săi bogați, fără ajutor din partea Romei. Roma a vrut să le trimită o cantitate de bani ca ajutor, ei erau atât de mândri, de orgolioși, încât au zis, nu avem nevoie de niciun ban, noi ne facem cu banii noștri orașul din nou și l-au reconstruit. Atât de bogați erau și atât de mândri, orgolioși cu ce aveau ei. Se afla la doar 17 km de Colose și la 10 km de Hierapolis, două orașe foarte importante ale lumii antice. Aveau un sistem de aducere a apei în oraș, care combina apele reci din Colose. În Colose erau izvoare de ape reci și ei aveau apeducte. Dintr-o parte aduceau apă rece, din altă parte, din Hierapolis, aduceau apă fierbinte. Le combinau și rezulta o apă călduță, care nu era bună decât de spălat, dar nu era bună de băut. Apa fierbinte, dacă vrei să o bei, pui în ea ceai sau cafea, nu știu dacă ei foloseau cafea atunci, dar ceai sigur, și poți să o bei. Apa rece, de asemenea, poți să o bei. Ceea ce nu poți să bei este apă călduță, pentru că aceasta te face să vomiți. Și exact asta este starea acestei biserici, o să vedem imediat. Biserica a fost întemeiată probabil de Pavel sau de unul din însoțitorii săi într-una din călătoriile misionare. Epafras este menționat în legătură cu lucrarea din Colose, în legătură cu lucrarea din Hierapolis și Laodiceea. În Coloseni capitolul 4, versetele 12 și 13, se spune despre acest Epafras și despre aceste orașe unde au apărut biserici. Epafra, care este dintre ai voștri, din Colose, deci, vă transmite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și deplin în credința să stăruiți în voia lui Dumnezeu, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Hierapolis, scrie aici, din Hierapolis, din orașul imediat învecinat, trei orașe cu trei biserici, plin de râvnă era Epafras să le ducă Evanghelia. Ce mai e de spus în legătură cu lucrarea creștină? Lucrarea bisericii din Laodiceea era o biserică de casă, găzduită de Nimfas. Dacă citim mai departe, la același capitol 4, versetul 15 spune: spuneți sănătate fraților din Laodiceea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Unde era biserica din Laodiceea? În casa lui Nimfas. Și era un om foarte bogat, acest Nimfas, cărei apostolul Pavel îi adresează, acestei biserici din Laodiceea, îi adresează o epistolă care însă nu s-a păstrat. Versetul 16 spune, de la Coloseni, capitolul 4, după ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor. Și la rândul vostru să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. Epistola lui Pavel către cei din Laodiceea nu s-a păstrat. Conducătorul bisericii, supraveghetorul, nu știm dacă mai era în viață, dacă el este cel care îi scrie Domnul Iisus aici, era Arhip, căruia Pavel îi atrage atenția să-și facă bine slujba. Versetul 17 din Coloseni 4 spune așa: și spuneți lui Arhip, ia seama să-ți împlinești bine slujba pe care ai primit-o de la Domnul. De unde tragem noi concluzia că nu și-o împlinea prea bine? Ce nu făcea el? Cercetătorii ai cuvântului bănuiesc că Arhip era prea dulce cu ei, prea blând, și evita să le scoată păcatul pe față. De aceea biserica, atunci când nu există mustrare, ajunge într-o stare de căldicel. Pavel îi spune, ia seama lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o de la Domnul. Vezi, slujba aceasta de păzitor al bisericii, de supraveghetor, nu e o slujbă ușoară. Ea înseamnă uneori și mustrare și disciplinare. Dacă este doar predicare și doar încurajare și doar arătarea blândeții și dragostei, este un singur punct. Dar dragostea se arată și prin mustrare, fiindcă Domnul Iisus spune, eu mustru și pedepsesc pe cei pe care îi iubesc, așa cum o vedea imediat. Rezultatul lipsei de mustrare și de îndreptare, de judecarea păcatului, întotdeauna va fi starea de căldicel și așa era și în Laodiceea. Numele pe care îl poartă Domnul în relație cu biserica din Laodiceea, în versetul 14, îngerul lui bisericii din Laodiceea scrie, iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Amin. Domnul Iisus este Amin. Și zicem și noi, Amin. Amin. El este Amin. Cuvântul Amin este o exprimare a acordului nostru cu cuvântul Domnului, pe care îl considerăm adevărat și demn de crezut. Când noi dăm dreptate cuvântului, atunci spunem Amin. Când suntem de acord cu cuvântul rugăciunii care este prin Duhul lui Dumnezeu, atunci spunem Amin. De aceea Pavel spune, cum va zice fratele tău Amin la rugăciunea ta dacă el nu înțelege
Cum mulțumești lui Dumnezeu? Negreșitul mulțumești frumos, dar el nu rămâne zidit sufletește. Amin este un cuvânt de exprimare a acordului nostru și un cuvânt al credinței. Da, Doamne, știu că așa vei face. Iar Domnul este cel care garantează împlinirea făgăduințelor sale, nespus de mari și scumpe. Amin. Amin. Slavă Domnului, el este amin. Martorul credincios și adevărat, el rostește numai adevărul, căci adevărul este el. Eu sunt calea, adevărul și viața. El este martorul credincios, care se ține întotdeauna de cuvânt. Credincios nu înseamnă că ar crede în cineva, ci este fidel cuvântului dat. El se ține de cuvântul său spus, niciodată nu-și încalcă propriul cuvânt. Ce spune, el și face, iar Domnul Iisus apare aici ca martorul credincios. Un cuvânt mai greu de înțeles este al treilea, începutul zidirii lui Dumnezeu. Și sunt unii care se numesc martorii, zic eu, falși ai lui Iehova, care spun, iată, el este la început, primul care l-a zidit Dumnezeu. Nu! Greșeala intervine iarăși dintr-o traducere, să spunem așa, sumară, neatentă în locul acesta. Pentru că acest cuvânt folosit în greacă este arhe, care nu înseamnă începutul zidirii, ci cauza zidirii lui Dumnezeu. Cauza primordială este cauza care a declanșat creația. El este de la început, înainte de creație este el. El nu este primul din creație, ci el este înaintea creației lui Dumnezeu, cum scrie Ioan în Evanghelia lui, în primul capitol, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, înainte de creație, era cuvântul împreună cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. El este înaintea zidirii și el este începutul, dar el este și sfârșitul. Partea pozitivă este că nu va avea sfârșit creația lui Dumnezeu în ceea ce privește sufletul omenesc. Creația aceasta materială va dispărea, sufletul nostru va dura veșnic. El este începutul și sfârșitul, el merită toată slava. Amin. 3. Aprecierea asupra bisericii. Nimic pozitiv. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Altor biserici le spune de bine. Știu faptele tale, credința ta, eforturile tale în misiune, le apreciază faptele de la urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Aici n-are nimic de spus. Imediat după ce spune știu faptele tale, îi dă și verdictul. Nu ești nici rece, nici în clocot și îi dă și sentința. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Nu ești rece. Atenție, ei nu erau nepăsători față de scriptură și față de adunare. Reci sunt oamenii din lume. Oamenii aceștia erau în adunare, într-o adunare de casă, în adunare din Laodicea, dar nu erau bine pentru faptul că ei erau acolo doar. Nu erau reci. Reci erau păgânii. Păgânii n-aveau nimic de a face cu biserica lui Dumnezeu. Însă nu e de ajuns să nu fii rece, ci trebuie să fii mai mult decât atât. Ei se pretindeau creștini și chiar credeau despre ei că sunt mântuiți. Dacă vorbeai cu ei, ei spuneau, suntem mântuiți, suntem biserica Domnului. Și că la urmă vor merge în cer, însă trăiau într-o teribilă înșelare. Este situația multor biserici astăzi. Dacă ar fi fost rece, cu siguranță ar fi fost mai ușor să ajungă la pocăință. Dar odată ce se credeau bine spiritual, cât de greu este acest lucru? Când omul se crede bine spiritual, cât de greu să te mai duci și să-i spui, pocăiește-te. Păi eu sunt pocăit. Pocăiește-te! Păi da, eu sunt credincios, eu merg în cer. Foarte greu pentru omul care nu este rece și nici în clocot. Domnul Iisus a spus, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Bineînțeles că toți erau bolnavi și toți aveau nevoie de doctor, numai că unii se vedeau și alții nu se vedeau. Al doilea lucru spune, nici în clocot. Starea normală a creștinilor din primul secol, care era în clocot. Care este starea noastră astăzi? Suntem noi în clocot? Cum poți să fii în clocot? Cum poți să ajungi într-adevăr să ai acest clocot, această ardere înăuntru? Primii creștini aveau o dragoste înflăcărată pentru Domnul, pentru că ei aveau Duhul Sfânt care le dădea acest foc lăuntric și îl întreținea. Cum spusese făgăduința prin Ioan Botezătorul, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Botezul cu Duhul Sfânt este bineînțeles de cei care citesc Scriptura, cel cu foc este rău interpretat. Unii zic că e vorba de judecată. Nu e vorba de judecată aici. Ce focul acela lăuntric care te face să arzi pentru Dumnezeu. La cinzecime nu s-au coborât flăcări de foc ca să-i judece pe cei 120, ci ca să le aprindă foc lăuntric, să slujească lui Dumnezeu cu foc și așa să facem și noi prin harul lui. Domnul să coboare peste noi Duhul Sfânt și foc, pentru că de astfel de oameni este nevoie în lucrarea lui. Nu se face cu oameni căldicei lucrarea lui Dumnezeu. Niciodată. Domnul nu-i acceptă.
Creștinismul căldicel este bun de vărsat, de vomitat din gura lui. Încă din vechime, oamenii lui Dumnezeu aveau acest foc mistuitor. Ieremia spunea despre el: dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Ai tu focul acesta? Este focul ăsta închis în oasele tale? Să poți să zici: Doamne, nu pot să opresc focul dragostei pentru tine, focul de a vesti Evanghelia, focul pentru cei care pierd în jurul meu. Este focul acesta al Duhului Sfânt? Dacă nu, suntem ca biserica din Laodiceea. Putem să ne numim noi cum vrem, să ne zicem Filadelfia și ce vrem noi să ne mai zicem. Dacă nu-i foc, noi suntem nimic mai mult și nimic mai puțin decât Laodiceea. Domnul să ne păzească de asta. Frații mei, avem focul? Asta e întrebarea de cercetare. Avem focul? Focul acela care arde și nu se mistuiește. Focul acela care este întreținut prin undelemnul Duhului Sfânt, pe care îl aveau fecioarele atunci când a venit mirele. Foc aveau. Foc în candelele lor. Și undelemn ca să poată să ardă focul. Domnul să ne dea și foc și undelemn. Pavel îi sfătuiește pe Timotei să înflăcăreze darul care este în el. Timotei nu făcea o slujire căldicică, ci îi spune Pavel: înflăcărează darul care este în tine prin punerea mâinilor mele. Așa să slujești, Timotei, cu foc lui Dumnezeu, astfel de slujitori îi place. Alți slujitori el nu acceptă. Iar Iacov afirmă că mare putere are rugăciunea. Nu oricare rugăciune. Spun oamenii: mare putere este în rugăciune. Nu, greșit. Mare putere este în rugăciunea fierbinte. A cui? A celui neprihănit. Păi dacă ai foc și rugăciunea, va fi fierbinte. Dacă n-ai foc, rugăciunea ta e o poezie de 2 bani. Dar dacă ai foc, este o exprimare a focului. Când deschizi gura, iese foc. Din inimă. Asta e rugăciunea cu foc. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ca să ai focul ăsta, trebuie să fii om neprihănit. Când deschizi gura ca să cânți, frații mei, noi nu suntem cântăreți iscusiți aici. Dar cântările care vin din focul acesta lăuntric sunt cântări de laudă și Domnul își primește o închinare plăcută. Când cântările noastre sunt alimentate cu acest foc, a lui să fie slavă. Dar fiindcă, versetul 16, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Este cea mai radicală sentință pronunțată de Domnul dintre toate cele 7 epistole către biserici. Cel mai dur vorbește aici: am să te vărs. V-am spus, cuvântul înseamnă a vărsa în sensul de a vomita, de a scoate afară ca pe ceva necurat. Ceea ce este cel mai murdar în ochii săi sfinți nu este nici idolatria celor ce nu-l cunosc, păgânii, nici starea căzută a umanității, ci încercarea de a-l înșela pe el, pretinzând că ești credincios, dar având o inimă căldicică. Asta nu suportă Domnul și asta varsă. Asta aruncă la gunoi. Să fim oameni cu adevărat plini de focul lui Dumnezeu. Amin. Nu căldicei. Din păcate, starea de căldicer pare a fi generalizată în bisericile evanghelice de astăzi. Sunt programe frumoase, sunt predicii stețe, care de care mai iscusite în înțelepciune omenească și în învățături din psihologie și filozofie. Sunt cântări de oameni profesioniști, coruri profesioniste, dar unde este focul? Asta este ceea ce caută Domnul. Focul. Dacă nu este o ardere mistuitoare, toate programele noastre nu valorează 2 bani. Și strângerea noastră nu are nicio valoare dacă noi nu venim cu focul acesta de acasă, iar în mijlocul nostru să se aprindă din fiecare tăciune care arde, din fiecare cărbune care arde, din fiecare lemn uscat care arde pentru el, să se aprindă un foc mare și oamenii să vadă, așa cum spunea fratele Ravenhill, unui foc nu trebuie să-i faci reclamă. El se vede de departe. Fraților, Domnul să facă așa cu noi. Amin. Altfel ne strângem degeaba. Altfel degeaba cântăm, degeaba vorbim, degeaba facem studiul acesta. Dacă cuvintele acestea nu-și găsesc rezonanță în viața noastră, degeaba facem inclusiv acest studiu. Domnul să facă să nu fie în zadar, ci să ne cerceteze, să însetăm după Duhul lui, să însetăm după undelemnul acesta al ungerii, care să ne facă să ardem în întregime pentru el, ca o ardere de tot, așa cum a fost Domnul Iisus. O ardere de tot pentru Dumnezeu, de la naștere până la moarte. Cuvântul am să te vărs este sinonim cu a vomita, cum am spus, a da afară ceea ce nu este digerabil, ceea ce nu este acceptabil pentru trup. Trupul Domnului trebuie să fie ceva digerabil, acceptabil. Dacă nu, ce nu digeră corpul, dă afară. Și Domnul așa face cu oamenii căldicei. Acești oameni din Laodiceea există până la răpire. Biserica aceasta există în paralel cu Tiatira, biserica catolică și sora ei răsăriteană, cu protestantismul. Și este o biserică căldicică care există până la răpire, dar la răpire va avea o mare surpriză, că nu va fi răpită, ci va fi vărsată.
Fraților, dacă vine Domnul în seara aceasta, El nu se uită la declarațiile noastre și la ridicările noastre de mână. Se uită să vadă dacă este foc. Dacă suntem căldicei, nu vă așteptați la răpire. Un om inconștient spunea, eu sunt căldicel, dar sunt al Domnului și mă va răpi ziua aceea. Nu, nu, nu. Citește cuvântul Domnului și fii atent pentru că este un cuvânt dur pentru cei care sunt căldicei. Cel mai dur cuvânt. Nu există altul în cele 7 epistole decât pentru cel căldicel. Și cuvântul nu sună a răpire, ci a lepădare la venirea lui. Dacă noi însă ne pocăim și ne trezim înainte, atunci este o șansă pentru fiecare dintre noi. Observația, mustrarea făcută biserici. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Extraordinar de grele lucruri are Domnul de reproșat. Nu contează părerea lor pe care o aveau ei despre ei. Ce spuneau ei despre ei? Eu sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Am mântuire, am Biblie, am programe, am biserică, am sală, am adunare, am tot ce-mi trebuie. Nu duc lipsă de nimic, dar nu contează ce spui tu despre tine. Ce zice Domnul despre tine ca biserică? Nu ce zici tu, sunt cel mai albastru cult, nu contează, poți să spui ce culori vrei tu și violet. Ce vrei tu să spui? Nu contează părerea ta despre tine, ci părerea Domnului. Și oamenii aceștia ziceau ceea ce nu erau. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și Domnul spune exact la polul opus. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Cum te vede El, aceea e starea ta. Cum te vede El, nu cum te vezi tu. Cum te vede El. Și să-i cerem Domnului să ne dea ochii Lui când ne evaluăm starea noastră. Cum suntem noi? Ne credem bogați, îmbogățiți, fără niciun fel de lipsă? Domnul să ne deschidă ochii. Să dea Dumnezeu să fim oameni credincioși ca cei din Filadelfia. Oamenii aceștia nu știau că sunt așa cum sunt. Caracteristicile Laodicei. Bogăție materială, dar sărăcie spirituală. Smirne îi spune invers. Știu sărăcia ta, dar ești bogat. Laodicea era invers. Dragii mei, nu căutăm bogăție materială. Cine caută bogăție materială, umblă după năluci și caută să slujească lui Mamona. Mai ales acum în vremea dinaintea venirii Domnului. Mai a doua caracteristică mai este aceasta, că avea o conducere aleasă de oameni pentru oameni. Caracteristici vremii de la urmă, când zice Apostolul Pavel, oamenii își vor da învățători după poftele lor, pentru că nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Ne predică prea dur. Cuvântul ăsta e prea scuțit, are sabie cu două tăișuri, să-l înlocuim pe altul, să vină cu un bețigaș, să ne gâdile pe la urechi și plătim noi, dăm banii, dăm ce vrea. Asta se întâmplă astăzi în bisericile creștine, din păcate. Și este vremea de la urma apostaziei finale, când oamenii nu mai suportă învățătura sănătoasă, plătesc învățători și aleg ei, votează ei. Domnul trebuie să aleagă conducătorii bisericii, nu oamenii. Laodicea însemna conducerea aleasă de popor. În biserică nu este conducerea aleasă de popor, ci aleasă de Dumnezeu, unsă de Dumnezeu și pusă în slujbă pentru Dumnezeu. Și pe omul acesta să-l asculți, că el îți vorbește din partea lui Dumnezeu. Cel care este om plătit, păstorul plătit, când vine lupul, fuge. Se duce și nu apără turmă. Și un astfel de om duce poporul în înșelare și așa era cu Laodicea. Starea de căldicel, a treia caracteristică, mulțumit cu puțin, având o falsă siguranță a mântuirii, fără niciun fel de dragoste pentru Mântuitor. Eu nu te întreb dacă tu ai mântuirea sau n-ai. Te întreb, ai dragoste pentru Mântuitor? Dacă într-adevăr ai mântuirea, vei avea o dragoste fierbinte pentru cel care te-a mântuit. Dacă nu, înseamnă că vorbești vorbe. Și nu contează vorbele tale, ci părerea Domnului Iisus. Și încă o caracteristică teribilă, centrare pe sine, pe propriile nevoi. Nu duc lipsă de nimic, fără niciun fel de interes pentru misiune. Ei erau centrați pe ei, nu duc lipsă de nimic, stau bine, dar oamenii pierd în jurul tău, nu contează, eu sunt bine. Hai să mai ne schimbăm mocheta, hai să ne mai schimbăm scaunele, să ne punem fotolii ca la cinematograf, aer condiționat. Ce mai putem noi să facem în sala asta ca să ne fie bine nouă? Noi nouă ne slujim, nu fraților. Asta e Laodiceea, cea care îi slujește ei. Biserica adevărată a lui Dumnezeu întotdeauna este concentrată pe cei din afară, nu pe nevoile ei. Pe oamenii care pierd. Atâta câmp deschis, atât câmp alb, fără niciun fel de biserică, există în sudul țării. Câți oameni sunt cu adevărat concentrați din bisericile creștine pe nevoile din afară? Nu pe nevoia sălii, să facem bugete, ce sală, cum să o mai vopsim, cum să o mai văruim, cum să-i mai schimbăm ușile, să punem termopane și așa mai departe. Laodicea este o biserică centrată pe nevoile ei, nu pe cei din afară. Și are și caracteristica aceasta, este norbire, nu știi. Pentru că ești orb, cum să știi dacă ești orb? Dar e foarte trist să fii orb și să nu știi, să te duci la un orb pe stradă să zici, tu știi că ești orb? Și să zică, nu știu, ce părere ai? Biserica aceasta era oarbă și nu știa că este oarbă. Dacă ar fi deschis ochii,
ar fi văzut starea ei. Dar nu voia să-i deschidă, ci voia să li se gâdile urechile. Li se părea calea este prea îngustă, noi nu vrem acolo, că e calea prea îngustă. Vrem o învățătură despre prosperitate, autostimă, realizare profesională, realizare personală. Asta este învățătura la Odisei, asta predică ei. Îndemnul, porunca adresată bisericii. Versetul 18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Căile spirituale ale bisericii din Laodiceea erau cele mai de bază. Și indicau un singur lucru. Biserica aceasta trebuia să înceapă din nou de la zero. Mai este o șansă pentru ea. Trebuie să înceapă de la zero. Omul care e căldicel, ascultă-mă, poate e cazul tău, n-ai nicio altă șansă. Nu poți să peticești de unde ești, ci trebuie să o iei de la zero, de la început. De la zero. Și Domnul Iisus spune, începe de la zero, ca și cum ai fi dezbrăcat atunci când ai venit din lume, ca și cum ai fi orb venind din lume. Ia-o de la zero cu mine. Nu peticești de aici încolo, că eu am un trecut credincios de ani, de zile. Nu, nu, ia-o de la zero. Fraților, asta e învățătura Scripturii și este învățătura de aici. Ia-o de la zero. Începe cu mine de la pocăință, de la început. Și spune Domnul, ia-ți aur curățat prin foc ca să te îmbogățești. Credință probată în încercări, cum era în Smirna. Ia-ți haine albe, că umbli gol. Neprihănirea Domnului Iisus, hainele albe pe care Sardes le avea, din păcate mulți le mânjiseră. Ei nici haine albe nu aveau. Nu mai aveau haine. Erau dezbrăcați. Nu mai aveau niciun fel de neprihănire. Erau total în păcat. Și doctorie pentru ochi. Foarte interesant cuvântul folosit. Este chiar colirium. Domnul Iisus spune, cumpără de la mine colirium. Să-ți dau eu. Probabil că mulți se îmbogățiseră în biserica asta din vânzarea de astfel de alifii. Și Domnul Iisus spune, veniți la mine să-ți dau eu, vino la mine să-ți dau eu alifie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi starea ta. Unii, este scris în Evanghelia după Ioan, îi spuneau în Iudeea, doar n-am fi și noi orbi. Și Domnul le răspunde, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. Să nu zicem și noi, doar n-am fi și noi orbi. Dacă ne vedem starea, nu suntem orbi. Și dacă nu ne vedem, să cerem Domnului alifie să ne ungă ochii, să ne vedem exact cum ne vede El. Și dacă este ceva de corectat, să corectăm. Și dacă este ceva de tăiat, să tăiem. Și dacă este de pocăit, să ne pocăim. Acum cât încă este har. Pe urmă va fi prea târziu să vină Domnul, foarte trist ar fi să vină Domnul și să te verse, în loc să te ia cu El. Practic, pentru a putea fi primis din nou de Domnul, trebuia să renunțe la tot ce aveau. La părerile bune despre ei, la învățătorii gâdilători și să înceapă viața din nou cu Domnul printr-o pocăință reală. Îndemnul, porunca adresată bisericii, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin dar de râvnă și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Mustrarea, dragii mei, nu este semn de ură împotriva unui om, ci este semn de dragoste. Mustrarea adevărată. Și Domnul Iisus spune, pentru că te iubesc, eu te mustru. Iar cuvântul lui care ni l-a lăsat nouă, în întregime, este pentru ca să ne învețe și să ne mustre, ca să ne îndrepte, să ne dea înțelepciune în neprihănire. Dacă n-am mai fi mustrați de Domnul, ar fi foarte tragic, ar însemna că nu mai suntem copiii Lui. Nu-ți pasă, ce-mi pasă mie de copilul vecinului? E treaba mea să-l mustru? Nu. Dar de copilul meu când greșește? Bineînțeles. E semn că e copilul meu. Dacă eu îl mustru, înseamnă că e copilul meu. Pe al vecinului nu-l mustru. Când nu mai ești mustrat de Domnul, înseamnă că deja ai fost depădat, te-ai dus în păcatele tale și ai de tată pe altul, nu pe Dumnezeu. Dar dacă ești copil al lui Dumnezeu și dacă El este tatăl tău, așteaptă-te să fii mustrat. Chiar dacă asta înseamnă boală, suferință, necaz, așa te mustră Dumnezeu. Eu mustru și pedepsesc pe cei pe care îi iubesc. Iar Apostolul Pavel spune, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuia pe orice fiu pe care îl primește. Mai bine să fii fiu și să suferi nuia decât să fii din afară și să n-ai nimic. Vedeți, oamenilor din lume le merge bine, ei n-au nicio mustrare, ei n-au nicio încercare, pentru că ei sunt deja pierduți. Dar cei care sunt credincioși trebuie să aibă deseori îndreptări și cuvântul continuă și spune, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Evrei 12 cu 6 și 7. Râvna celor din Laodicea nu mai trebuia să fie pentru vestirea Evangheliei. Degeaba aleargă niște oameni căldicei cu râvnă pentru Evanghelie să facă activități. Domnul spune, fii plin de râvnă pentru pocăință.
Lasă râvna pentru Evanghelie, până nu te pocăiești tu, până nu arde foc, lasă Evanghelia deoparte, stai deoparte cu Dumnezeu, să ardă din nou foc în tine și după aceea te duci să vestești Evanghelia. Fii plin de râvnă pentru pocăință, ca Dumnezeu să toarne, să fie o curățire în viața ta, să toarne Duhul Sfânt și după ce toarnă Duhul Sfânt, să poată veni și râvna pentru vestirea Evangheliei. Domnul este la ușa acestei biserici, foarte trist. Domnul este la ușă. A fost folosit acest loc, Apocalipsa 3 cu 20, foarte des pentru evangelizare. Iată, Domnul Iisus stă la ușa inimii tale și bate. Nicăieri nu se spune asta, că Domnul stă la ușa inimii omului și bate și că el se roagă. Nu, zice așa, ascultați cuvântul Domnului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască, fiindcă a rânduit o zi în care va judeca lumea prin cel pe care l-a rânduit pentru aceasta, adică prin Domnul Iisus. El nu se roagă de oameni să se pocăiască, nu bate la ușă, hai, primește-mă, te rog, ca și cum ar fi unul care cere milă. Tu ai nevoie de mila lui, tu trebuie să bați la ușa lui. Și Domnul spune, bate și ți se va deschide, caută și vei găsi, cere și ți se va da. Nu invers, tu bate la ușa lui. Cere-i Domnului milă, că tu ai nevoie de milă. Nu el se roagă de tine. Și omul la urmă, în mândria lui, zice, hai că-l primesc, că-mi e milă de el. Și ajunge de două ori mai rău decât era înainte. Nu, nu, nu așa stau lucrurile. Domnul Iisus stă la ușa aici, la ușa bisericii și bate la biserică. Treziți-vă, oameni buni, sunteți morți. Vă merge numele că trăiți, sunteți căldicei, treziți-vă, bate în ușa bisericii. Nu în ușa omului, în ușa bisericii. Și în afara ei, nu mai înăuntru. Foarte tristă imagine. Domnul Iisus poruncește pocăința, nu se roagă de om să se pocăiască. Să avem grijă cum vestim Evanghelia, dragii mei. Nu vestim o Evanghelie a milei noastre față de Dumnezeu, ci a milei lui Dumnezeu față de noi. Din păcate, lucrurile au fost răsucite și rezultatul este un creștinism care n-are nicio valoare, nici înaintea cerului, nici înaintea iadului. Nicio valoare. Pentru că oamenii n-au făcut altceva decât să-l primească pe un biet om care li se părea lor că cere milă la ușa inimii lor. Nu, nu, nu există așa ceva. Domnul Iisus stă la ușa bisericii și bate ca să se trezească oameni din biserică. Nu nădăjduiește că se va trezi toată biserica, dar spune, dacă aude cineva, măcar unul să se trezească de acolo. Dacă ești în Laodicea, trezește-te tu, nu aștepta că se va trezi Laodicea. Laodicea se duce în necaz și va forma curva cea mare care așa de pe ape mari. Nu aștepta să se trezească, trezește-te tu, că dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu voi intra la el, eu îl voi căuta pe el și voi avea părtășie cu el, voi cina cu el și el cu mine. Caută să scapi tu dacă ești în Laodicea. Caută să scapi tu. Nu căuta să scapi biserica, că dacă nu scapi tu întâi, n-ai nicio șansă să-ți ajuți biserica care este într-o stare de căldicel. Pocăința este întotdeauna soluția la orice problemă și la orice cădere. Pocăința bisericilor evanghelice de astăzi ar însemna o trezire autentică. Dacă bisericile de tip Laodicea, care sunt majoritare astăzi, și Filadelfia tot mai puține, ele formează calea cea largă a creștinismului evanghelic, este Laodicea, cu mulți bani, cu multe programe, cu mulți conducători aleși, iscusiți, învățați, bine plătiți, cu săli somptuoase, cu tot ce vrei, toate le au. Ce nu au? Focul. Dacă bisericile acestea ar auzi glasul Domnului Iisus și s-ar trezi, atunci am avea o trezire și în neamul ăsta. Până nu se vor trezi bisericile, nu va veni trezire nici în neamul ăsta. Iar dacă nu se trezesc ei, să ne trezim noi, frații mei. Și noi să fim oamenii lui Dumnezeu într-o vreme de apostazie în care doar o rămășiță caută cu adevărat numele lui Dumnezeu. Ceilalți zic, m-am îmbogățit, sunt bogat, nu duc lipsă de nimic. Un creștinist căldicel pe care Domnul foarte curând, dacă vine, va trebui să-l verse, nu să-l accepte. Făgăduința pentru cel ce va birui, în versetul 21, celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Fantastică făgăduință. Cea mai mare dintre toate. Cele mai dure cuvinte sunt adresate acestei biserici, dar și cea mai mare făgăduință. Să stai tu, să-ți dea Domnul să stai cu el pe scaunul lui de domnie. Vă dați seama ce înseamnă asta? Păi eu aș vrea doar să fiu în cerul lui pe undeva acolo, decât să fiu în cerul lui, să-l văd pe el și el să zică, ridică-te de acolo, biet păcătos, ia loc aici lângă mine. Îți dai seama ce înseamnă asta? Făgăduință, el de-aia spune, eu sunt martor credincios și adevărat, el își împlinește cuvântul. Vă dați seama înălțimea chemării bisericii? De aceea și sfințenia, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Dacă această chemare este adevărată și este adevărată, ca noi să stăm lângă el pe scaunul de domnie, cât de mare ar trebui să fie sfințenia care să împodobească casa lui Dumnezeu? Cât de mare ar trebui să fie?
Oamenii trăiesc în păcat și au scos invenția asta de creștin firesc pentru că nu știu care este înălțimea chemării biserici. Biserica este chemată să fie mireasa lui și mireasa lui are drepturi egale cu mirele. Niciunui înger nu îi se spune, nici lui Mihail, nici lui Gavril, că va sta pe scaunul de domnie împreună cu Domnul Iisus, ci bisericii, mie și ție, niște păcătoși amărâți care ne-am pierdut ani de zile în păcate. Și Domnul vrea să ne pună cu El pe scaunul de domnie și noi zicem, nu, vreau să țin la mizeriile lumii acestea. Atunci așa vei rămâne, dacă vei ține la mizeriile vieții acestea. Când înălțimea chemării Lui este atât de mare. Domnul este împărat în ceruri, iar curând va ocupa și tronul de domnie al tatălui său David la Ierusalim, unde va domni 1000 de ani. Și din noi a făcut împărați și preoți. Iar atunci când el va veni, înapoi spune că despre credincioșii săi, că ei vor împărăți pe pământ 1000 de ani, la Ierusalim împreună cu el. Odată oficiată nunta mielului, el va da bisericii sale aceleași drepturi de guvernare ca ale sale. Celui ce va birui, spune în Apocalipsa 2:26, și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri și le va cârmui și le va zdrobi cu un toiac de fier. De aceea rugăciunea noastră trebuie să fie totdeauna, vino, Doamne Iisuse, vie împărăția ta. Expresia de încheiere, terminăm. Cine are de urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, apare la sfârșitul epistolei după făgăduința făcută celui ce va birui. Laodiceea este ultima din cele 7 biserici. Și le luăm pe rând și menționăm câte o caracteristică. Efes, biserica faptelor, dar fără dragostea, din tâi. Smirna, biserica prigonită. Pergam, biserica măritată cu lumea. Tiatira, biserica în care a intrat idolatria. Sardes, biserica formelor fără viață. Filadelfia, biserica dragostei de frați, și Laodiceea este biserica apostată, care a lepădat credința. Iar din punct de vedere istoric, 4 sunt cele care vor fi la venirea Domnului Iisus. Și anume, Tiatira, care reprezintă catolicismul, foarte curând se va uni cu sora lui din răsărit, de pe meleagurile noastre. Al doilea, Sardes, protestantismul mort în număr de peste 800 de milioane de oameni, care a ajuns să fie mort, deși îi merge numele că trăiește. Și Filadelfia și Laodiceea reprezintă creștinismul evanghelic, sau cum spunem noi, pocăiții în țara noastră. Ei se împart în două, dragii mei, nu în 7 culte sau în 10 culte. Creștinismul evanghelic din țara asta, pocăiții se împart în două părți. Unii sunt Filadelfia, tot mai rar și mai puțini, și majoritatea sunt Laodiceea. Uită-te la sălile lor, uită-te la bogăția lor, a fiecăruia care e conducător, care conducător de biserică nu și-a făcut vilă, și avere, din ce? Mulgând turmă. Asta e realitatea tristă. Cine i-a pus acolo? Păi în Laodiceea, oamenii puneau pe oameni. De ce i-au pus? Ca să le gâdile urechile. Asta este starea creștinismului zilelor noastre. Și pe acesta Domnul va vărsa. Să ne trezim cât este vreme și să fim într-adevăr biserica aceasta Filadelfia, biserica dragostei de Dumnezeu, a dragostei de frați. Putem ajunge așa dacă va exista pocăință. Întrebări și învățături spirituale pentru noi. Dorim să fim cu toții o biserică fără pată, fără zbârcitură, ci sfântă și fără prihană. Nu una având doar o formă de, dar tăgăduindu-i puterea, așa cum este în majoritatea cazurilor. Trebuie să veghem tot timpul asupra inimii noastre, pentru că foarte ușor te răcești și ajungi în stare de căldicel. Duhul Sfânt îl poți întrista, scade dimensiunea flăcării în tine și ajungi căldicel. Nu te mai face să arzi, ci doar stai și tu acolo pâlpâială și zici tu și spui la alții, eu am Duhul Sfânt, dar nu te întreabă nimeni dacă ai Duhul Sfânt. Te întreabă dacă ești plin de Duhul Sfânt, că Scriptura nu spune, aveți Duhul Sfânt, nu-ți poruncește să ai Duhul Sfânt, ci îți poruncește, fiți plin de Duhul Sfânt. Și asta e poruncă de la Apostolul Pavel. Dacă inima ta nu arde de dor după El, fii plin dar de râvnă și pocăiește-te. Începe din nou, de la zero, chiar azi, dacă e nevoie. Și întrebările pentru noi sunt așa. Este înăuntru nostru acel foc mistuitor de dragoste și dor pentru Domnul? Ardem noi înăuntru nostru de tot pentru El? Dorul nostru cel mai mare și dragostea noastră cea mai aprinsă e pentru El? Sau suntem oameni mulțumiți că avem tot ce ne trebuie, inclusiv mântuirea la pachet? Și nu ducem lipsă de nimic. Și zicem, noi putem să trăim oricum, chiar dacă inima noastră nu e în clocot pentru El. Tot Domnul, mila Lui, că El e plin de milă și dăm vina pe El pentru starea noastră, când noi, de fapt, ar trebui să ne trezim, să auzim bătăile Lui în ușă și să zicem, Doamne, vreau să mă trezesc, vreau să-mi ardă inima. Dacă n-am ars până acum atâți ani, măcar la sfârșit
să am și eu o ardere și să nu fie un foc de paie, să ardă repede, să se stingă la fel de repede, ci o ardere de durată, ca focul din rugul pe care l-a văzut Moise, aprins, care ardea și nu se mistuia. Dacă Domnul ne-ar evalua individual și ca biserică, am fi găsiți mai aproape de Filadelfia sau de Laodicea? Stau și eu și mă întreb și fac evaluarea și o tot fac și iarăși o fac. Și zic așa, om fi Filadelfia sau mai mult semănând cu Laodicea? Este foc? Fraților, aici e diferență. Este foc. Nu dacă e doctrină corectă. Și oamenii aceștia aveau doctrină corectă. Laodicea avea doctrină corectă. De aceea spuneam, am îmbogățit. Este foc, este ardere pentru el, este râvnă pentru el, este dorință după venirea lui înflăcărată, este dar înflăcărat în noi, este rugăciune fierbinte a unor oameni neprihăniți. Asta trebuie să fie în mijlocul nostru, nu odată și nu pentru un timp, ci mereu și pentru totdeauna până la venirea lui. El să ne ajute la asta. Doamne, trezește-ne inimile, umple-le cu Duhul Sfânt, din care vine focul dragostei sfinte pentru tine. Trezește azi biserica ta. Amin. Amin.